La nivelul județului Vâlcea, profesorii au început să revină în școli, doar 39% se află încă în grevă, aproximativ 1000 de cadre didactice. Examenele naționale ar putea rămâne stabilite la aceeași dată, doar dacă greva se încheie până vineri, în caz contrar acestea se vor amâna. În județul Vâlcea, în dimineața zilei de astăzi, 6 iunie, din 2662 de membri, aproape în jur de 1000 de membri mai sunt în grevă, ceea ce reprezintă un procent de 39%. Urmează să dăm și noi situațiile la federație și să se stabilească la nivel de țară dacă greva continuă sau nu. În județul Vâlcea, peste 80% din profesori au participat la greva generală și la cel mai mare protest din învățământ care a avut loc la București în 31 mai. Reamintim că profesorii au protestat pentru majorarea salariilor personalului din învățământ în conformitate cu importanța socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic, instituirea regulii indexării anuale a salariilor cu rata inflației, plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic, acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ, acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile, creșterea anuală a investițiilor în învățământ, renunțarea la aplicația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației.